Șoferii care au parcat astăzi neregulamentar au primit câte o amendă din partea poliției locale și celei rutiere. Tradiția parcării mașinii pe trecerea de pietoni, cât și lângă indicatorul de staționare interzisă, i-a făcut pe oamenii legii să ia măsuri drastice. Astăzi, direcția poliției locale a municipiului Giurgiu va întreprinde o acțiune pe latură rutieră în zona Piața Centrală, Casa cu Flori, pentru combaterea parcărilor unde sunt ocupate în mod abuziv și cetățenii au venit cu sesizarea la noi, dar și în cadrul primăriei, deoarece nu mai pot să-și parcheze mașinile în locurile special amenajate în zona centrală, iar pentru aceasta noi, Poliția Locală, mai bine zis Serviciul Rutier, împreună cu colegii noștri de la Poliția Națională, tot biroul rutier, vom desfășura o acțiune de amploare pentru a combate aceste ilegalități și pentru a fi sancționați toți conducătorii auto care nu respectă regulile de circulație. După terminarea ședinței operative, o patrulă a poliției locale, cât și a celei municipale, a plecat în căutarea celor ce fac ca traficul din orașul nostru să se îngreuneze. Cum era de așteptat, primul loc în care s-a acționat a fost Piața Centrală, unde poliții și nu au trebuit să aștepte prea mult. După 5 minute este procesul staționat. Am înțeles, de urmare, 5 minute iau și eu. Se va încheia un proces verbal de constatare a contravenției. Trebuie să parcați regulamentar. Conducătorii auto care au încălcat legea spun că acțiunea poliției în combaterea acestor infracțiuni rutiere este foarte bună, însă de vină ar fi lipsa locurilor de parcare și lipsa bunului simț al anumitor șoferi. E foarte bine ce face, dar pentru 5 minute sper că n-am greșit nicio regulă. Dacă eram în trafic, mai ziceam. Dar pur și simplu am parcat 5 minute și atât. Asta e, acum am greșit, trebuie să plătesc. Pentru ce ați fost sancționat? Am parcat pe o trecere de pietoni. Nu sunt locuri de parcare. Dacă erau locuri de parcare, nu parcam pe trecere. Potrivit conducerii poliției locale, astfel de razii se vor desfășura până la sfârșitul lunii februarie. Asta în cazul în care șoferii giurgiuveni vor învăța să respecte regulile de circulație și totodată indicatoarele rutiere. După prima zi de vânătoare a șoferilor indisciplinați, polițiștii locali au aplicat peste 20 de sancțiuni. Valoarea unei singure amenzi a fost de 187 de lei.